e mult mai simplu să cânti. Și vrei să spun cumva, e și nedrept, pentru că e mult mai simplu și beneficiile de ego sunt mult mai mari. În sensul că te urci pe o scenă, cânti 11 piese și sunt 15.000 de oameni, te urci pe o scenă de teatru, sunt maxim 300-400 de oameni și joci 2 ore și nu poți să păcălești acolo, adică trebuie să vii cu lucruri din tine, ca actor. Și toate experiențele de actorie sunt niște experiențe și ele traumatizante, pentru că trebuie să împrumuți de la personajele tale și să le împrumuți personajelor tale niște chestii și... Adică un soi de dublare tot se... un soi de transfer, știi, ca în psihologie, tot se produce și te mai ușchiși puțin, adică îți dai seama că dacă trebuie să joci un personaj rău, trebuie să începi să cunoști oameni răi. Sau să te gândești foarte mult la rău. Să te gândești cum reacționează oamenii răi, de ce fac asta, care sunt resorturile, cum ai putea tu să faci scena aia, cum ai putea să faci pe aia. Și ușor, ușor devii... Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Când am jucat Malvolio în a 12-a noapte, devenisem... Sigur, era o comedie. Dar devenisem mai răutăcios și mai acid. Îmi căutam, îmi cerea, știi? Adică... Și după aia trebuie să-ți iau o perioadă să te cureți așa puțin, să te... E mai greu să faci teatru decât să faci muzică. Decât să faci muzică, stai puțin, decât să interpretezi. Ambele procese creative sunt foarte complicate. Și cel cu muzica și cel cu teatru. În ambele, pe ambele drumuri sunt zile bune și zile rele. În muzică depinzi de o gașcă care e întotdeauna aceeași. Mororles, la mama veche, 10 ani a fost aceeași. Deci ajungi să-ți cunoști adversarii în termen de ciocnirea ideilor. Pe când în teatru poți să nimerești un partener foarte prost, ceea ce este dramatic pentru tine ca actor. Pentru că un partener prost te face și pe tine mai prost. Sau ai șansa unui partener bun unde să urci treaptă cu treaptă. Ăla îți dă ție, tu te alimentezi, îi dai lui, hai să facem așa, generozitate, super. O să ai parte de un regizor extraordinar care să înțeleagă cum ești făcut și să te ducă mai departe și poți să ai parte de un regizor opac care să stea și să aștepte de la tine ca actor. Sunt regizori care se bazează foarte mult pe actori, sunt regizori care știu foarte bine ce vor de la actori și știu exact ce au de făcut. Dar vezi că variabilele în teatru sunt mult mai multe. De la disc la disc lucrez cu aceiași băieți în muzică. De la spectacol la spectacol poți lucra poate cu același regizor, sigur nu vei lucra cu aceiași actori. Pentru că teatrul de repertoriu, teatrul de trupă, așa cum l-am știut noi până în anii 80 și 5, mă, până la Revoluție, când a început liberalizarea asta și actorii circulă din teatru în teatru, fac o telenovea, o spectacol, o ceva, a schimbat și atunci trupele nu mai sunt aceleași. Atunci, înainte, cum e Lev Dodin și toate spectacolele lui de la Petersburg, sunt mororles cu aceeași trupă. Și ar fi important să fie aceeași trupă, că ajungi să te cunoști și seamănă cu muzica. Dar nu mai e așa în teatru. Și poți fi înainte cu un pas, celui din fața ta poate fi el. Am senzația că întotdeauna ca actor trebuie să fii mult mai atent la tot ce e în jurul tău și la toată concurența și toată concurența loială și bună, la felul în care se mișcă tot spectacolul, decât la muzică unde lucrurile sunt mai așezate. Și după aceea te urci pe scenă la muzică și cânți și lumea înnebunește. Pentru că este și o artă mult mai ușor de prezentat și cu canale media mult mai multe decât teatru. Și după aia la teatru... Filmul iarăși o chestie complet diferită, unde... mi se pare foarte greu să... Pentru că poți spune întotdeauna, poți să zici, ah, aș putea face mai bine dubla asta. De asta la film e important să repezi ca în teatru. Și atunci când ajungi pe platoul de filmare, tu să știi exact ce ai de făcut. Uh-huh. Cred că mult din insuccesul unor filme românești a fost pentru că nu s-a putut repeta înainte.
cel puțin. Și te uiți afară la partiturile lui Pacino, alea-s repetate câte 6-7 luni ca la teatru. Oricum Pacino, de exemplu, e un fan. Am zis Pacino pentru că l-am văzut acum în filmul ăsta cu Jack Kevorkian, cu ăla. Cu doctorul. Da, cu doctorul, cu eutanasia. Și mi s-a părut că a reușit Pacino să facă un personaj complet diferit de tot ce a făcut el și de ce a... foarte mișto. Dar ca să ajungi acolo, repeți, în America repeți în regim de teatru, 6-7 luni. Ar fi un câștig mare pentru filmul românesc, ca actorii să poată repeta atâta. Să poți să repeți mult. Și să repeți și când te-ai dus în locație, să n-ai probleme de text, n-ai probleme nimic. Pune aia lumina, zici. Nu-i stand-up comedy, să fii creativ. Fă-mă să râd. Sunt actori care... Sunt actori de cârciumă, le zic eu, care au o spontaneitate extraordinară și poate să facă oricând. Dar nu e un lucru rău, adică nu e un... nu e ironie. Sunt actori spontani așa, dar sunt actori că muți, care nu au niciun fel de umor și când se urcă pe scenă, rup. Și care au nevoie de repetiții și care pot livra într-o căutare. Au descoperit niște chestii, le fac așa, și care în viața lor normală sunt niște indivizi anodini, anoși, așa. Lumea crede că e așa. Sigur că poți să te fac să râzi că după 10 ani de făcut glume într-un anumit stil și la televizor, deja ai niște automatisme și o paradigmă a umorului. Dar nu știu ce mai e creativ să folosești niște șabloane, știi? Adică, sau spunem bancuri, sau mai adaptăm 2-3 bancuri și mai plecăm de la... Uite, de exemplu, nu știu dacă aș putea să fac stand-up comedy. E foarte ciudat. Deși tu nu știi nimic despre ceea ce vei scrie, tu știi cum va fi cântecul ăla, la final. E incredibil. Dacă cineva îți cere să spui versurile, nu le poți spune. Dar tu știi că cântecul ăla va fi într-un fel X. Nu poți reprezenta încă X-ul, cumva îl cunoaște ceva din tine, îl știe ceva din tine. Și atunci de fiecare dată când încep, zici, ah, n-am început bine, sau dacă am început bine, e clar, am jumătate din X sau un sfert din X. Și te duci la sfârșit spui, da, ăsta este cântecul. Când zici, da, ăsta este cântecul, nu o zici pentru că s-a nimerit ca ăla să fie cântecul, zici că da, ăsta este cântecul pentru că ceva din tine știa că așa trebuie să arate cântecul. La ultimul cântec pe care l-am făcut, cam așa a fost. Mie îmi revine acum sarcina ingrată de a trebui să fac 16 cântece în vreo 2-3 luni. O să lucrez destul de sub presiune. Am, de exemplu, acum un cântec pentru care am început să recitesc Faust. Pentru că mi s-a părut foarte interesant, mă bântuie tema asta cu condiția noastră efemeră și faptul că am dat totul ca să mai trăim o viață și să... Mitul. Celebrul mit. Totul, nimic nu e și, de fapt, mai vrem încă o dată, dacă se poate, și ne vindem sufletul. Și am citit, am reluat Faust, mi se pare tâmpenie să citești toate cărțile astea, dar totuși copiii n-ar trebui să audă, să le citești în tinerețe, asta vreau să spun. Adică e complet irelevant. Și probabil că toate, dacă ar fi mișto ca toate cărțile mari ale umanității să le dai o lectură la 20 de ani, o lectură la 35 de ani și o lectură la 60 de ani. Înseamnă complet altceva. Total altceva. Și acum, cântând și citind, nu încerc să iau, aș putea să iau versurile lui Goethe și să încerc să lucrez și să pun și să spun, dar mi se pare urât. Și încerc să fac o sinteză și să ajung la un... caut un refren, un singur refren care să fie destul de puternic și care să fie Faust, iar strofele să fie Mephisto. Și Faust, care vrea să trăiască cu orice preț, dar nu poți să o spui oricum și încerc să găsesc un stil și am început să recitesc și cine știe către ce mă inspiră această recitire.